Iliescu ne-a păcălit cu o Românie liniștită, adică una care să nu-i deranjeze pe el și partidul lui din jefuirea țării. Constantinescu ne-a promis o România a specialiștilor, adică a celor oameni care știu să guverneze, dar a eșuat lamentabil. Băsescu ne-a urat să trăim bine, dar bine au trăit numai el și ai lui. Iohannis ne-a încredințat că va transforma România într-o țară a lucrului bine făcut, dar n-a făcut riguros nimic. Mai grav decât faptul că România a rămas pe ultimele locuri la toate capitolele sub conducerea acestor lideri politici, este faptul că ne-a fost furată speranța. Minciuna și hoția trebuie să înceteze. Avem nevoie de o Românie cinstită. Noi, Alianța pentru Unirea Românilor, nu furăm. Noi nu furăm pentru că avem un Dumnezeu. Noi nu furăm pentru că mărturisim între cele patru valori cardinale ale aur, credința creștină. Această valoare înseamnă să facem faptele credinței. Iar prima și elementarea faptă de credință este a nu fura. Într-o Românie în care șpaga a devenit metastază, iar oamenii sunt revoltați de hoție, a începe să faci politică prin stoparea furtului este vital. Niciun partid nu și-a asumat acest lucru în mod clar și concret. Toate abia așteptau să ajungă la borcanul cu miere ca să se înfrupte. Noi, Alianța pentru Uniunea Românilor, nu vă promitem luna de pe cer. Dar vă promitem că în România va fi zero șpagă, zero furt din bani publici, zero hoție, zero parandărât, dacă noi vom ajunge să guvernăm. Asta e diferența majoră dintre noi, Aur și toate celelalte partide. Ei fură, noi nu.